Cred că un critic literar nu trebuie să iasă prea mult în evidență, nu trebuie să fie prea uh, reliefat, uh, nu trebuie să pună în umbră, prin personalitatea lui, uh, textul, opera literară pe care o interpretează, să se pună cumva în locul autorului, să, să, fie, uh, să fie mai autor decât autorul pe care îl comentează. Cum uh, făcea de pildă Călinescu citești istoria lui Călinescu de la origini până în prezent, ca pe un roman, așa cum s-a spus, și de multe ori nici nu te mai interesează despre cine scrie, ce spune, te interesează fraza lui Călinescu. Eu am evitat acest model călinescian și încerc să mă pun pe mine în paranteză și să devin cât mai transparent, astfel încât cititorul, prin mine, să aibă acces la opera literară, neperturbat de liniile personalității mele.